Bună ziua, eu mă numesc Alexandra, sunt trader în stadiu de practică. La moment sunt elev, dar doresc să mă dezvolt mai departe în domenii de trading și finanțe. Ca generația nouă, ca generație tânără, totdeauna tindem să găsim o cale nouă de a face bani, cum se spune, cea mai grea cale ca să faci bani ușor. Și am de mult timp studiam acest domeniu de piața Forex, trading și la moment când am plinit vârsta care pot să lucrez, am decis să vin la WK să fac instruirea pentru a deveni trader. Eu sunt de părere că fără practică, fără să comunici cu cineva în domeniu, nu poți să te dezvolți mai departe. Am decis să vin să fac singură, să vin la teorie, să fac practică, pentru că eu cred că dacă cineva m-ar instrui, ar fi cu mult mai ușor decât să învăț deodată greșit sau să fac greșeli pentru mine în minus mare să intru. În primul rând, părinții nu știu acest domeniu, eu am încercat să explic, dar au spus că încearcă, dacă îți va primi, e foarte bine, dacă nu, o să-ți găsești altceva care te va prinde. Și părinții mă suportă în acest domeniu ca să mă dezvolt mai departe. Primele 4 luni de teorie au fost foarte captivante. Am învățat lucruri noi pe care eu chiar nici nu m-am gândit. Dumnezeu mai multe informații despre pieți din cele patru pereți mari și de asemenea a fost pentru mine ceva foarte captivant și vesel pentru că consultantul meu, doamna Dorin, este foarte amuzant și stăiește foarte bine. Doresc și să mă gândesc și să am cont propriu și să chiar și pe viitor, când ați termin școala, când deja să fiu, nu o să mai fiu minor, să mă dezvolt în acest domeniu. La început prietenii mei și colegii au spus că m-au laudat că la așa o vârstă m-am decis la așa un domeniu, pentru că toți cred că este un domeniu destul de greu, că este legat cu matematica, cu cifrele, dar până la sfârșit că am început să le arăt, au spus că e foarte bine că mă dezvolt și ar dori și ei să învețe. Din păcate, în Moldova acest educație financiară, tradingul nu este destul de... În școli, în universități nu este destul de abordat și eu cred că poate din frică, poate din rușine, în ultimul rând, să nu vină să se dezvolte. Eu cred că în această cauză. Pe zi de la 1000 până la 100.000, 1.000.000 pe zi și până la niște cifre care tins. Eu cred că dacă îți pui un scop, îl vei atinge prin orice cale. Pe zi, oricât este de posibil, poți să primești. Chiar la cei $100 la 1.000.000 pe zi. În orice domeniu care este, sunt riscuri și riscurile lor și eu cred că da, este posibil să le ocolești cumva, dar și prin greșeli toți învață. Eu aș recomanda la toți pentru că aici nimeni nu înjosește, nimeni nu face, totul este făcut prin plăcere. Foarte captivant, niște consultanți foarte buni, veseli, care te ajută, nu te judecă, dimpotrivă doar ca să te ajute din plăcerea.